Bună ziua, numele meu este Bogor István și în acest material doresc să vă prezint planul de compensare al companiei Conlingus. Să vedem de unde vin bani și în ce modalitate și în ce măsură putem câștiga bani foarte mulți în această afacere. Cu siguranță ați văzut deja prezentarea companiei, oferta companiei Conlingus. Acum haideți să vedem și să intrăm mai în detaliu în ce măsură câștigăm bani în acest business. Sunt două tipuri de comisioane în Conlingus. În primul rând avem comisioane cash, evident pe care înțelegem cu toții. Acest comision se poate vira pe cardul de debit pe care îl primim de la compania Conlingus. Putem să ridicăm de la ATM-uri acești bani sau putem să virăm suma respectivă în contul nostru bancar. Un alt tip de comision este BEV, Business Expansion Wallet, adică un pormoneu interior de promovare al afacerii noastre. O parte din comisioane vor veni sub formă de cash și o parte din comisioane vor veni sub formă de BEV. Foarte interesant ce putem face cu acest BEV și de ce a fost practic inventat acest BEV. Acest BEV sau banii din acest BEV putem folosi doar în interiorul companiei Conlingus. Putem plăti diferite pachete pentru cei care se înregistrează, pentru membrii noi. Deci putem plăti pachetele de înregistrare pentru membrii noi din acești bani BEV. Putem cumpăra biduri, putem face multe, multe lucruri. O să vedeți mai încolo despre ce vorbesc. Sunt 9 tipuri de comisioane în Conlingus. În acest material nu o să vorbim despre fiecare comisiune în parte, pentru că sunt comisioane deja la un nivel foarte mare și sume foarte, foarte mari. Despre asta eu consider că acum la început nu are rost să vorbim. O să vorbim doar despre comisioanele de bază. Înainte însă să intrăm în amănunte legătură cu comisioanele noastre, să vedem ce pachete avem, pentru că la baza acestor comisioane stau pachetele cu care vă puteți înregistra în Conlingus. 3 pachete sunt disponibile, pachetul Basic, pachetul Pro și pachetul Executiv. Bun, pachetul Basic costă 49 de euro, nu este o sumă exagerată deloc. Pentru această sumă primim un centru de afaceri, deci avem un singur centru. Vom avea 3 centre oricum, pentru că primele 2 centre sunt rezervate pentru noi, dar un centru va fi activ. Primim 10 pachete a câte 10 biduri, deci în total 100 de biduri. Bidurile le puteți folosi pentru a licita în cadrul Hybrid Auction. Primim un share, foarte important acest share să rețineți. 30 de zile este activ acest centru și generează 40 de CV, 40 de puncte generează acest pachet. Pachetul mijlociu, pachetul Pro, costă 249 de euro, 5 share include acest pachet. Aici avem deja bonus, matching bonus din 3 generații, la pachetul mic avem doar după direct, o să vedeți mai încolo ce înseamnă. Și 165 de CV-uri generează acest pachet. Cel mai mare pachet și cea mai bună opțiune cu care puteți pune în acest business, o să înțelegeți imediat de ce, este pachetul executiv. 3 centre sunt active, incluse în acest preț. 20 de share-uri primim de la companie pentru această sumă, 150 ori 10 biduri, deci în total 1500 de biduri avem pe care le putem folosi la licitații și acest pachet generează 575 de CV-uri și costă 699 de euro. Bun, haideți să vedem ce putem face cu aceste pachete și în ce modalitate putem câștiga. Primul comision pe care îl primim în BEV, deci nu îl primim cash, ci îl primim în BEV, este profit sharing. Deci compania împarte lunar 10% din rulajul companiei, deci nu din profit, ci 10% din rulajul companiei, împarte cu membrii ai Conlingus. Ce înseamnă membru în Conlingus? Deci comunitatea Conlingus este o comunitate gratuită. Înregistrarea în comunitatea Conlingus este gratuită.
Dar cei care decid să cumpere un pachet din aceste trei pentru beneficiile și avantajele pe care le primesc cu acest pachet, ei devin membrii de afaceri, ei intră într-un contact, într-o relație de afacere cu Conlegus și Conlegus, firma Conlegus, îi recompensează lunar. Ați dobândit această calitate o singură dată, deci odată în viață ați plătit acele pachete sau acel pachet cu care vă înregistrați și deveniți membru activ, deveniți membru de afacere în Conlegus și astfel compania împarte 10% lunar între acești membri. Deci, la pachetul mic aveți un share. Un share egal cu o acțiune. Practic, dumneavoastră veți primi acțiuni, de la compania Conlegus. Deci, la pachetul de bază aveți o acțiune, un share. La pachetul Pro. La pachetul Pro aveți 5 acțiuni. La pachetul mare, pachetul executiv, aveți 20 de acțiuni. Ok, în fiecare lună, în funcție de rulajul companiei și în funcție de numărul membrilor care au acțiuni, se stabilește cât costă o acțiune, deci cât plătește compania pentru o acțiune. În luna în curs, în luna noiembrie, când fac acest material, un share este egal cu 7,04 euro. Deci 7,04 euro este valoarea unui share. De exemplu, dacă dumneavoastră aveți un pachet mare, aveți 20 de acțiuni, 20 de share-uri, asta ar însemna pentru dumneavoastră în această lună 140,8 euro câștig pasiv pe care îl primiți. Până acum lucrurile sunt frumoase și așa este un lucru senzațional, dar aceste 20 de share-uri dumneavoastră o să-i aveți și luna viitoare și peste un an și peste 2 și peste 10. Deci nu contează. O viață întreagă dumneavoastră câștigați pasiv de la compania Conlegus. Pentru că conform acestor share-uri dumneavoastră lunar veți primi bănuți. Veți primi euro în contul dumneavoastră. Nu trebuie să îndepliniți nici o condiție. Nu trebuie să fiți calificat, nu trebuie să înregistrați pe nimeni, nu. O singură dată ați cumpărat una din aceste trei pachete și conform share-urilor, acțiunilor pe care le aveți, dumneavoastră primiți lunar bani. Ok, dar să vă spun un lucru și mai senzațional. Și anume, în momentul în care împărtășiți această informație cu prieteni, cu cunoștințe de la dumneavoastră sau cu oricine de pe internet, ei devin asociați prin dumneavoastră, deci se înregistrează pe linkul dumneavoastră. După fiecare direct înregistrare către dumneavoastră, ei dacă achiziționează una din aceste trei pachete, ei vor primi 1, 5, respectiv 20 de share-uri. Perfect! Dar dumneavoastră fiind sponsorul lor, adică persoana care le-ați arătat această afacere, și dumneavoastră veți primi aceleași număr de share-uri pe care le primesc ei. Un simplu calcul. 4 persoane înregistrate cu pachetul executiv. Asta înseamnă 4 ori 20, 80 de share-uri. Plus 20 ale dumneavoastră personale, aveți 100 de share-uri. Cu 4 membri, cu 4 persoane înregistrate. Ei, în luna noiembrie, asta ar însemna pentru dumneavoastră 100 ori 7,04. Peste 700 de euro doar cu 4 persoane înregistrate. Și nu uitați că aceste 100 de share-uri vă rămân și pe luna viitoare și peste un an și peste 5 și peste 10. Și compania în fiecare lună împarte acești bani celor care au acțiuni. Acțiuni egal cu share. Clar. În fiecare lună câștig pasiv chiar foarte, foarte consistent. Doar cu 4 persoane. Nu vă limitez la 4. Puteți înregistra un număr nelimitat de asociați și un număr nelimitat de persoane. Clar. Haideți să mergem mai departe. Leverage bonus. Wow, un bonus foarte interesant. În primele 30 de zile de activitate, dacă generați personal un rulaj de 2300 de CV-uri, ați văzut fiecare pachet, generează un număr de CV-uri. Dacă generați în primele 30 de zile 2300 de CV-uri, primiți 250 de euro cash. Aici nu mai merge în BEV acest comision, ci merge în cash.
Am făcut și un exemplu. Înregistrați 4 direct, 4 persoane cu acel pachet despre care am vorbit, cu pachetul executiv. Am luat în calcul pachetul executiv pentru că de acolo putem vorbi despre sume chiar foarte, foarte frumoase. Dar 4 persoane înregistrate, pe lângă faptul că aveți acel 100 de share-uri, o viață întreagă de acum acolo, dumneavoastră mai primiți 250 de euro cash pentru că un pachet executiv generează 575 de CV-uri, înmulțit cu 4, egal 2300, ați primit acest leverage bonus. Un bonus care vă va ajuta pe termen lung și veți câștiga chiar sume enorme din acest bonus. Dacă dumneavoastră ați mai lucrat în network marketing, atunci înțelegeți ce înseamnă un sistem binar. Dacă nu, nu este nicio problemă, veți înțelege acum. Deci, acele pachete despre care am vorbit, acele pachete generează puncte, generează CV-uri. CV-uri egal cu puncte. Bun. În momentul în care aici sunteți dumneavoastră, ați înregistrat 1, 2, 3, 10 asociați, aici 1, 2, 3, 10, 200, gratuit, nu contează, sunt persoane în structura dumneavoastră, pe echipa din stânga, pe echipa din dreapta. Aveți doar două echipe. Bun. În momentul în care dintre aceste persoane pe care i-ați înregistrat gratuit, unii dintre ei decid să achiziționeze pachete, una din acele trei pachete, ei, acele pachete generează CV-uri, generează puncte. Aceste puncte vin în sus pe structura dumneavoastră din ultimul nivel, de la un nivel nelimitat, deci nu contează de unde. În momentul în care, cum vedeți și aici în imagine, în momentul în care 300 de puncte sunt pe o structură și 150 de puncte pe cealaltă structură, deci se întâlnesc aceste puncte, se generează un ciclu. Un ciclu egal cu 16 euro cash pentru dumneavoastră, deci în acel moment ați câștigat 16 euro cash și 8 euro în BEV, deci 50% mai merge în BEV. Nu contează că aceste 300 de puncte vin pe stânga sau pe dreapta, deci nu trebuie să fie neapărat ori pe stânga, ori pe dreapta. Ori aici, ori acolo. Dacă acum sunt aici 300 și aici 150, data viitoare se poate că aici sunt 300 și aici sunt 150, nu contează. Când se întâlnesc aici 300 cu 150, aveți 16 euro. Și am făcut un slide mai primitiv, așa, mai amator, ca să înțelegeți mai în detaliu comisionul de echipă. Aici sunteți dumneavoastră, în acest sistem binar, indiferent cu ce pachet porniți, primele două poziții sunt tot ale dumneavoastră. Practic, dumneavoastră primiți 3 centri de afaceri, primiți 3 poziții. Dacă aveți pachetul mic și pachetul mijlociu, este activ doar acest centru și aceste două se văd, dar nu sunt active. Dacă aveți pachetul executiv, pachetul mare, toate cele 3 centrele sunt active. Bun, aici sunteți dumneavoastră. Vasile, cu Vărdă, este prietenul dumneavoastră care s-a înregistrat în acest sistem. Ioana este o cunoștință de-a dumneavoastră. Dar Cristi și Ana sunt deja cunoștințele lor sau al liniei sponsoriale care înregistrează aici sau în această parte în structura dumneavoastră. Nu contează. Deci sunt membri gratuiti. În momentul în care au decis să cumpere un pachet, să presupunem că Ioana cumpără un pachet mare, pachet mare care generează 575 de CV-uri. Aceste CV-uri vin sus și se adună aici, aici lângă dumneavoastră, în partea dreaptă, cum vă uitați la ecran. Bun, Cristi decide să vină cu un pachet mic, să facă plata pentru un pachet mic. Acest pachet mic generează 40 de CV-uri. Aceste 40 de CV-uri vin în sus. Vasile, în partea dreaptă, se înregistrează cu un pachet mijlociu. Ceea ce generează 165 de CV-uri. Vin sus aceste CV-uri. Ok, sistemul a văzut 300 de puncte. Evident, a văzut mai multe. Dar 300 de puncte se scad din numărul punctelor existente în partea dreaptă. 150 se scad din aceste 165 de puncte. Și sistemul automat vă plătește 16 euro cash și 8 euro în BEV. Acum am dat exemplu cu 4 persoane, din care 3 și-au achiziționat pachet, dar evident, înregistrarea fiind gratuită, numărul persoanelor din structura dumneavoastră va fi foarte, foarte mare. Sute, mii, zeci de mii de persoane vor fi în structura dumneavoastră.
Iar acum, la început, unii dintre ei vor achiziționa pachet. Poate că unii vor lua peste o lună, două, trei, peste un an. Nu contează. Ei sunt în structura dumneavoastră. Ei, oricine, orice muncește aici în structura dumneavoastră, indiferent că îi cunoașteți sau nu, indiferent că sunt contactele, cunoștințele dumneavoastră sau au venit de pe internet, dacă generează puncte, punctele vor însemna bani pentru dumneavoastră și pentru toată structura dumneavoastră. Dacă ați mai lucrat în network marketing, știți ce înseamnă matching bonus și știți că pe termen lung este un comision foarte consistent. Matching bonus vă ajută, vă motivează ca să ajutați echipa dumneavoastră, ca să ajutați cât mai mulți membri din structura dumneavoastră, revin un pic la slide-ul anterior, ca să o ajutați pe Ioana și pe Vasile ca ei să câștige bani. De ce? Astfel veți câștiga și dumneavoastră, clar, dar mai aveți un bonus suplimentar de 10% până la 5 generații, o să vă explic mai în detaliu. Deci să presupunem că ăsta sunteți dumneavoastră. Ați înregistrat o persoană, ați înregistrat-o pe Ioana. Scopul dumneavoastră va fi ca Ioana să aibă din ce în ce mai multe cicluri. De ce? Pentru că astfel veți avea clar și dumneavoastră acele cicluri, dar mai aveți 10% din bonusul de echipă al Ioanei. Deci Ioana, dacă are 16 euro cash, dumneavoastră aveți 1,6 euro cash. Ioana, dacă a câștigat 100.000 de dolari, dumneavoastră aveți 10% din acel comision. Bani care nu se trag de la Ioana, ci plătești, compania va plăti bonus acești bani pentru dumneavoastră. Foarte interesant, dacă aveți pachetul mic, deci pachetul basic, aveți doar acest matching bonus după direcție, adică după prima persoană înregistrată de către dumneavoastră. Dacă aveți pachetul pro, acest comision vine din 3 generații, nu după 3 direcți, să nu înțelegeți greșit, ci 3 generații, adică dumneavoastră ați înregistrat-o pe Ioana și de aici Ioana l-a înregistrat pe Alex, Alex pe Vasile și clar, sunt 3 generații pentru dumneavoastră. Aveți 10% de, la pachetul mijlociu după fiecare persoană din aceste 3 generații. Bun. Jocul este și mai interesant la pachetul executiv. De ce? Pentru că aici vin din 5 generații. Acest matching bonus vine din 5 generații. Faceți un calcul. 5 persoane, dintre care poate doar pe primul îl cunoașteți, dar scopul dumneavoastră va fi ca să îi susțineți, să îi ajutați pe fiecare în parte. Pentru că astfel aveți și dumneavoastră comisiuni foarte, foarte mari. Dacă ați lucrat în network marketing, chiar dacă n-ați lucrat, nu contează, pentru că într-un sistem binar, unde forța se generează pe două echipe, pe două coloane, acest matching bonus poate fi foarte, foarte puternic din 5 generații. Deci merită să vă gândiți și să vă faceți un calcul cam ce înseamnă acest matching bonus din adâncime, pentru că sumele vor arăta foarte, foarte frumos. Bun. Leadership bonus. Ați văzut că la început am spus că cine cumpără un pachet la Colegus, ei primesc acele share-uri pe viață, adică primește acțiuni de la Colegus și o viață întreagă poate beneficia din rulajul companiei. Bun. Acest leadership bonus este la fel, dar aici sunt recompensați doar liderii. În momentul în care ați achiziționat un pachet, primiți acele share-uri, nu trebuie să faceți nimic ca să vină acel comision. Ei, aici, ca să primiți comisionul sau ca să primiți această acțiune LEP sau să primiți aceste acțiuni LEP, va trebui să deveniți un leader. Ce înseamnă? Calificați primul nivel de carieră, achiever, primiți un LEP. Scuze. Așa, primiți un LEP. Adică o acțiune LEP. Dacă califici un star, calificați un star, este următorul nivel de carieră, primiți încă două acțiuni LEP. Deci aici, în total, dacă ați ajuns la o stea, aveți în total 3 acțiuni LEP. Și mergând în sus, la nivel de care, ca și nivel de carieră, crește numărul acțiunilor LEP. În luna în curs, în care suntem acum, în luna noiembrie,
un lep este egal cu 155 de euro. Acest comision vine în cash, nu vine în BEV, ci vine în cash. Asta înseamnă că dacă în luna asta, dumneavoastră, ați fi fost un star, ați fi avut 3 acțiuni LEP, asta ar fi însemnat pentru dumneavoastră 465 de euro bani cash. Și cum scrie cu roșu, în fiecare lună veți primi acești bani. Chiar am pus un zâmbet pentru că chiar este foarte frumos. Cum puteți atinge un star? Simplu, 4 persoane înregistrate cu pachetul mare și ați ajuns achiever. Dacă mai munciți puțin, să aveți 15 cicluri, ați ajuns o stea și aveți aceste comisioane pe care le-ați văzut până acum, plus pe care le adaug pe care le vedeți și acum, deci 465 de euro în luna asta dacă ați avea 3 acțiuni LEP și evident luna viitoare aceste acțiuni pot fi și mai scumpe, pot avea valoare și mai mică, dar pot avea valoare și mai mare în funcție de rulajul companiei. Având în vedere că discutăm despre o companie de o lună, de două luni de zile, vă dați seama că rulajul companiei va crește enorm. Clar, și numărul acționarilor va crește, dar și rulajul va fi foarte, foarte mare. Am mai putea vorbi despre comisioane foarte mari în Collingwood. De exemplu, dacă calificați 3 stele, aveți un concediu de lux plătit de către companie în România. La 4 stele, un concediu de lux la nivel mondial. De exemplu, în februarie puteți merge în Thailanda pe cheltuiala companiei, dacă intrați în Collingwood Club, deja sume enorme. Eu consider că ajunge să vorbim despre aceste sume. Aici mai vedeți o preconizare pe la aceste nivele, dacă calificați aceste nivele de carieră, cam cât la sută din comisioanele dumneavoastră vor veni din cicluri și cât la sută din matching bonus. Dacă vorbim despre 8 stele, deja 45% din comisioanele dumneavoastră vor veni din matching bonus despre care am vorbit. Acele 5 generații sunt sume chiar foarte mari. Aș dori să mai revin aici la o stea. Este un lucru simplu. 4 persoane cu pachetul mare sunteți achiever și dacă ajungeți la o stea, mai aveți nevoie încă de 15 cicluri să ajungeți la o stea. Este simplu de făcut, sincer să fiu. Iar acum, compania a lansat o promoție fantastică. 1.000.000 de euro se împarte la primul 1.000 de persoane care până data de 31 decembrie califică o stea. Deci dacă dumneavoastră ascultați după 31 decembrie această informație, nu va mai fi de actualitate acest bonus de 1.000 de euro. Deci dacă faceți acest lucru, ați câștigat 1.000 de euro. Haideți să facem un calcul. Plus 465 de euro pentru o stea, adică pentru aceste acțiuni, plus să vin înapoi la share. Plus pentru aceste share-uri, dacă ați înregistrat 4 persoane mari, deja aveți 100 de share-uri, asta înseamnă 700 de euro. Deci sumele se adună și sumele cresc foarte, foarte mult. Cam atât scurt și la subiect despre planul de compensare al companiei Collingwood. Luați legătura cu persoana care v-a trimis acest material. Sunt mult mai multe informații, sunt lucruri mult mai complicate, dar eu cred că acum, la început, este ok și 2.000 de euro și 4.000 și 5.000 de euro pe care i-ați văzut cum puteți să-i câștigați. Dacă mai aveți întrebări nelămuriri, nu ezitați să mă contactați. Vă stau cu mare plăcere la dispoziție. Vă mulțumesc, o decizie înțeleaptă. Vă așteptăm în această mega afacere. Vă doresc doar succes.